capitală europeană, zici, da? A ieșit omul cu câinele în lesă, cu botniță. Și aici e impresurat de javre slobode, fără supraveghere. Care javre le-am filmat și 2 săptămâni în urmă, anul trecut. Semn clar că autoritățile n-au făcut nimic ca să le izoleze. Și uitați-vă, pun în pericol nu doar pe cei cu câini care ies la plimbare, dar și pe cei cu copii, dar și pe cei care au mers sacadat, cei pe bicicletă. Câinii sunt animale, ei nu știu, sunt animale răpitoare. Nu știu de glumă și sar la toată lumea. Și acum dacă nu prea au mâncare, ne putem aștepta să auzim iar la știri că au mai omorât un copil, au mai omorât un om, un cadavru sfâșiat de javre. Ia uitați-vă ce dulei. Împreună au mai mult de 100 de kg de carne. 7 perechi de dinți periculoși. Uite, oamenii speriați. Pe bună dreptate. Asta se cheamă scoarul Europei. Capitală europeană. Cum era pe timpul lui Urechean, așa au fost pe timpul lui Chertoacă și așa au rămas și pe timpul ăstuia autoproclamat. Dacă mafia are alte griji, alte preocupări și cetățenii tolerează și la alegerile din vară probabil tot din ăștia o să voteze. E că fură, dar ne dă și nouă. Vă meritați soarta.